Bine v-am găsit la un nou caleidoscop transilvan. Astăzi, dragii mei, de pe câmpie din județul Mureș vă vorbim, deoarece aici am venit să vă aducem în față povestea unui grup vocal. Grupul vocal Frunză Verde Iasomie este probabil unul dintre cele mai cunoscute de pe câmpie din județul Mureș. Așa că astăzi alături de mine este doamna Șanta Maria, cea care s-a ocupat vreme bună de acest grup. Doamna Maria, mulțumim frumos că ați acceptat invitația noastră. Cu drag! Eu sunt foarte curioasă. Frunză Verde Iasomie. Cred că toată lumea ar vrea să afle puțin din povestea acestui nume. Cum ați ajuns la acest nume? Noi ne numeam grupul vocal Grebenișul de Câmpie tot timpul. Parcursul 25 de ani, de nu mai mult. Dar prin 2009 obliga fiecare comună să-și întocmească stema comunei. Și s-au făcut mai multe propuneri și prin hotărâri de consiliu, așa, și se ducea la Institutul Heraldic din București, dar nu trebuia să existe niciun element heraldic în stemă, la nicio o stemă din țară. Și atunci tot s-a încercat și un fel și altul, și alt element heraldic și nu s-a fost aprobat. Vreo trei propuneri am avut, nu au fost aprobate. Și odată doamna Aritec de la Mureș zice către mine, eram secretară de comun atunci, și zice, doamna secretară, dar nu aveți un ansamblu sau un cântec specific? Și stau și mă gândesc, nu aveam la grupul vocal un cântec Frunză Verde Iasomie, purtata de pe câmpie. Și zic, avem, cum să nu? No. Ce e iasomia? Și i-am explicat ce este floarea de iasomia, ce este floarea iasomie, cum arată o floare de iasomie. Și atunci asta punem pe stema comunei și atunci trebuia prin hotărâre de consiliu să aprobe și elementul heraldic de pe stema și grupul vocal să poarte denumirea de Frunză Verde Iasomie, pentru că trebuia descrierea mai detaliată și ca să poată să poată fi aprobată, atunci am denumit grupul vocal Frunză Verde Iasomie. Toată lumea se mira că de ce Frunză Verde Iasomie și așa de lung. Însă asta a fost, asta e printr-o hotărâre de consiliu. Doamna Maria, dacă ar fi să vorbim despre cântece și despre zona de câmpie, cam ce fel de cântece regăsim în repertoriul acestui grup? În repertoriul grupului nostru am avut și cântece mai săltărețe, mai așa. Am avut și cântece de cătănie, am avut și doine, am avut și cântece patriotice. De toate am avut. Cum a fost? Ați vreme lungă v-ați ocupat de acest grup. Cum este să lucrezi cu oamenii? Pentru că nu vorbim de un nivel profesionist, vorbim până la urmă de un nivel de amatori. Da. Nu e ușor să lucrezi cu oamenii, nu e ușor. Dar trebuie să fii sever cu tine întâi și după aceea le transmis și lor. Și am avut în grupul vocal și directoarea de școală, educatoarea de la grădiniță, doamna Hulpe, directoarea doamna Adela Nicola, am avut pe învățătoarea Moldovan Felicia, ele au terminat liceul pedagogic, deci erau pregătite și atunci, cu ajutorul lor, am putut să ducem la capăt, pentru că totdeauna mă corectau și eu acceptam corecturile lor. Aveau urechea muzicală bună și atunci totdeauna și la versuri, de multe ori, că știți dumneavoastră, când le culegeți, noi n-am avut din astea luate de pe internet sau de pe știu eu unde. Nu, am avut a noastre proprii din comună. Le-am cules din comună, de la bătrânii din comună și atunci trebuia să mai facem câte o corectură la exprimare. Nu. Și atunci așa am ajuns la un grup vocal cu un repertor destul de bogat, înregistrat pe CD-ul și era plăcut. Era plăcut pentru toată lumea. Eram apreciate. La concursul, la fiecare concurs, când mergeam, că chiar la început era concursul de cântă strună și răsună și concursul de colinde, flori de albe, flori de măr. No, și la concursul noi cam tot luam premiul 1, premiul 2, până odată
că era domnul Conțiu Vasile, director la Centrul de Creație la Mureș, dar dânsul participa mult aici în comună la pregătirea corului mare, corului mix din comună. Și îmi zicea de multe ori, dânsul vedea că suntem bune, a, trebuie să mai iei și altcineva premiu. Și așa a ajuns la performanța asta care am avut-o. Vorbim de un grup, doar de persoane mai în vârstă sau au fost și tineri? Nu. Aveam și tineri, am avut și fete de școală. Acum avem o domnișoară care este la conservator. Pe eu am dus-o cu noi de prin clasa 6-a. Da, de prin clasa 6-a. Și ea și soră sa, că mare soră, care amândouă au terminat liceul de artă. Sorsa mea mare, pe Andreea, și Bianca, acum e la conservator. Deci ele veneau cu noi de prin clasa 6-a. Le-am dus cu noi și s-au obișnuit cu grupul nostru și cu vocile noastre. Deci știa să se acomodeze cu toată lumea. Vorbind de astfel de grupuri, multă lume cred că este curioasă despre recompense. Noi nu ar trebui să le numim recompense pentru că până la urmă nu este cazul. Însă multă lume se întreabă ce primim noi când facem parte dintr-un astfel de grup. Iar întrebarea mea este, cum văd oamenii participarea la un astfel de grup? Pentru că până la urmă este voluntar. Voluntar. Nu primeam recompense decât așa, când mergeam de primeam premiile alea. Erau așa numai mici, sume mici, dar pe noi nu ne interesa. Nouă ne plăcea și la membrii grupului vocal le plăcea să meargă. Să meargă și totdeauna mă întrebau, doamna prioteasă, când mai mergem, când ne mai scos din sat? Le plăcea, deci făceau voluntar participarea la grupul vocal. Nu așteptau nimic. Mai primeam diurna de la Centrul de Creație. Mai compensam și noi și după aceea făceam o ieșire și o mică masă. Cred că ar fi indicat să vorbim un pic și despre această plăcere pe care o au oamenii când iau parte, când participă, când sunt incluși într-un astfel de grup. Cum au ajuns să vină tot mai mulți oameni? Știu eu, aici a fost o tradiție de cor. Deci prin anii 60-70 era un cor mixt, un cor țărănesc, se spunea că erau mai mulți țărani și un cor foarte vestit. Participau, aveau un dirijor de cor, un cor Doș Aurel, care era foarte, foarte bun. Măcar au terminat o școală populară de artă, dar era foarte bun ca dirijor și regretatul profesor și muzicolog și cântăreț Vasile Conțiu l-a ajutat foarte mult și venea la repetiții și era un cor pe 4 voci și atunci oamenii obișnuindu-se cu acel cor mare și erau participanți la acel cor mulți și din care veneau la grupul vocal le plăcea. Nu trebuia să insiști mult că ei veneau. Le spuneam, aveai repetiții data de la ora de. Erau prezenți, ori dacă erau colini de la biserică, dacă erau cu cântece, ori la primărie, ori la școală. Și veneau și nu lipseau. Măcar își lăsau lucru acasă și veneau. Le plăcea. În ceea ce privește costumele sunt diferite aici în câmpie, bineînțeles. Fiecare venea cu costumul de acasă? Vine cu costumul de acasă? Sau cum e? Nu. Costumele, nu toată lumea avea costume. Și fetele tinere nu aveau sau nu, aveau cei care umbla la corul mare și atunci, ca să fim bine aranjați și să nu ne facem de rușine, închiriam costume populare să fim toate la fel. Pentru bărbați nu, pentru bărbați aveau pantaloni negri, cămașă albă, vestă neagră, iarna căciula, vara cu capul gol. Și închiriam și baticuri la fel. Eu am fost destul de severă în privința asta să aibă ținuta bună și să aibă ținuta la fel.
Cât de important este, vorbind de acest lucru, cât de important este pentru un grup, pentru un ansamblu, pentru un, chiar și pentru un cor uneori, să aibă această imagine, nu perfectă, dar să fie o imagine bună? Contează, contează foarte mult. Contează foarte mult pentru că eram foarte apreciate. Și ținuta, le spuneam, așa să stați ca și lumânarea. Mie nu te uiți din coace, te uiți din colpite, nu te interesează cine e în sală sau ce face ălălalt. Așa ca lumânările frumoase, deschise la față și atunci asta contează foarte mult. Contează foarte mult. Spuneți că ați fost un pic severă. În ce sens? Și pentru a învăța cântecele și pentru, pentru ținută și așa, comportamentul lor. Comportamentul lor. Dacă... Altfel nu poți face nimica. Nu poți face nimica dacă nu am picuț. Eu și glumeam cu ei. Mai aveam și glume, mai și serveam cu ei ce trebuia totdeauna și la repetițiile îi serveam cu câte ceva. Pentru că nu poți să aduni oamenii atâția și tu mă, hai și cântă și după adu-te acasă. Nu se putea. No. Și atunci îmbinam și una și alta și era destul de bine. Dacă ar fi să vorbim un pic despre tineri și despre apartenența lor la un astfel de grup, cum credeți că îi ajută? Dumneavoastră ați îmbinat un pic severitatea cu calmul. Cât de mult îi ajută și pe ei, poate chiar și în viața de zi cu zi, să facă parte dintr-un astfel de grup? Da, pe tineri îi ajută, pentru că atunci văd și ce e bine și ce e rău. Și totdeauna, v-am spus eu, de la un tânăr puternic, în spatele unui tânăr puternic trebuie să afle un vârstnic înțelept. Și atunci ei, care vreau să iei înțelepciunea de la un vârstnic, poate să o iei. Este, acum, cred că toată lumea vă întreba, este dificil să aveți, să coordonați un număr mare de oameni? Dificil, nu știu. Nu știu dacă este dificil, pentru că am fost obișnuită. Am fost obișnuită. Eu am participat la corul Casei de Cultură din Luduș. Era un cor foarte mare și în tinerețe, până nu m-am căsătorit, că lucram la primărie la Luduș și acolo aveam un dirijor foarte sever. Dacă nu executam, cum zice el, dacă nu ne țineam de repertoriu, de șacul pe voci, și atunci ne lăsa acolo și pleca. Deci era foarte, foarte sever. Și probabil că pe mine asta m-a ajutat mult la pregătirea grupului vocal. Dacă ar fi să vorbim un pic și despre concursuri, despre festivaluri, participând la tot felul de astfel de competiții, competiții în ghilimelele de rigoare, pentru că în această lume sunt competiții ușoare. Cât de motivați erau oamenii după ce mai luau un premiu? Cum era? Erau foarte voioși. Așa e că am fost cele mai bune sau cei mai buni. Așa, eu totdeauna le-am dat dreptatea, chiar dacă nu aveau ei totdeauna dreptatea, le dădeam dreptatea, că numai așa putem să-i atrag să vină la grupul vocal. Și știți că la început chiar eram vreo 35. La început, pe parcurs mai pierdut din ei, după aia cei vârstnici au mai trecut la cele veșnice, dar erau destul de activi, destul de activi. Și după ce îi luau și premiile, un timp cât se țineau concursuri, după aceea umblam numai la, sau participam numai la festivaluri. Acolo nu era competiție așa de mare, dar totuși nouă ne plăcea să nu ne depășească nimeni. Eram mândri că a fost corul mare și atunci ei nu se lăsau. Doamna Maria, știu că uneori se mai fac și greșeli. Chiar și pe scenă, când suntem în fața publicului, mai greșim. Dacă se întâmpla lucrul acesta, cum erau oamenii? Aveau acea senzație, acel sentiment puțin trist? Erau... Nu se întâmpla. Nu erau emotivi. Nu se întâmpla pentru că îi pregăteam dinainte.
Da, le spuneam. Avem bărbați în grup și de multe ori mergeam la festivalul nou. Eram 14-15 comune și atunci ei se mai împrășteau, se mai duceau la câte un bar, nu știu ce. Le spuneam de la început. Nu cumva să beți. Cu mine pe scenă nu urcați. Da, și știau asta. Odată, nu știu, probabil să vă spun, am fost la un festival la Ungheni. Și eram a 14-lea la rând pe scenă. Nu, s-au plictisit oamenii. Noi ne-am dus în sală, femeile și bărbații. Era un bar peste drum și s-au dus acolo. Și când să intrăm în scenă, niciun bărbat lângă noi. Numai soțul. Zic către el, du-te repede și caută-i. S-au dus la ei și eu găsit acolo la bar. Și când l-au văzut, zice, vai, Doamne, eu vin, domn părinte. Zice, tot și-o lăsat din mână. Mă, voi aici ați venit. Uite, trebuie să intrăm pe scenă și voi nu sunteți aici. Repede, repede, eu vin. Dar nu se supărau. Nu se supărau, că pe aia făceau glume. De atunci să fac glumele. Atunci când l-am văzut pe domnul părinte, ne-a scăpat berea din mână. Da. Referitor la viața grupului în prezent, cum este? La ce să ne așteptăm de la grupul vocal Frunză Verde Iasămie? Multe nu ne putem aștepta acum. Sunt oameni mai în vârstă care poate nu participă și acum îi lăsăm pe cei tineri. Îi lăsăm pe cei tineri să continue ce am lăsat noi. Sau ce am făcut noi să continue cei tineri. Poate că un pic mai greu, începutul e mai greu și pentru dânsii și doamna preoteasă Suciu să ocupă de un grup de fete, corista noastră Bianca Pop să ocupă de copiii de la școală, face cu ei pregătiri tot timpul și atunci noi cedăm și lăsăm lor locul. Deci, practic, acum este rândul celor tineri, da, să-și arate meritul, da, și... Da, da, da. Și să nu ne facă de rușine. Să nu ne facă de rușine. Nu cred. Cu așa oameni destoinici care le-au lăsat pavat drumul, nu cred. Să ajute Dumnezeu. Vorbind de asta, repertoriul celor tineri coincide cumva și cu repertoriul care îl aveți, nu, dumneavoastră? Nu prea, nu prea. Ei au totul... ceva mai nou, mai nou. La colinde, da, se mai iau. Totdeauna, eu n-am fost de acord să mă uit pe internet, să iau o colindă de pe internet sau o cântare de pe internet, ce o cântă nu știu cine sau cine. Nu, noi am luat totul de aici din sat și colindele toate le avem de aici din sat. Nu mai luat și alții din ele, dar nu e nicio problemă, că tradiția se duce mai departe, indiferent cine o duce. Și am fost mulțumit de asta, nu ne-am făcut probleme, dar totdeauna din sat și repertoriu, când, de exemplu, la colinde, da, le luam de aici, cântecele populare nu totdeauna le găseai așa cum trebuie și mai compuneam și noi. M-am spus că aveam profesoare astea la școală și erau foarte bune și sunt bune și acum și cu el împreună mai și dădeam melodii de joc de aici din sat. Și totdeauna ieși bine. Totdeauna ieși bine. Eu n-am avut nimic luat din alta parte. N-am luat nimic din alta parte. Cum reacționau ceilalți oameni? De exemplu, chiar și într-un concurs sau, nu știu, oamenii de la instituțiile de specialitate, cum reacționau când aflau că tot ce aveți este efectiv de aici, din comună? Cine știa să aprecieze, mai de mult s-aprecia lucrul ăsta. Acum, știți, mi-a mai mult de comercial, dar apreciau, mult, mult apreciau și veneau și mai luau și de la noi și cântărețe de muzică populară. Și mai luau de la noi ca să continue. Vorbind de asta, mi-am adus aminte de obiceiuri. Despre obiceiuri nu am vorbit. Cam ce obiceiuri există aici? Acum nu mai există obiceiuri, erau în trecut obiceiuri. V-am spus, am avut o șezătoare foarte frumoasă, foarte frumoasă. Am pus-o pe scenă, am avut aici un festival și atunci
prima dată. Deci prin 2011, până atunci era festivalul Cântă în strună și răsună. După aceea i-au dat Nestemate Mureșene, denumirea de Nestemate Mureșene. Și atunci la Nestemate Mureșene trebuia să particip cu un obicei din comună. Și noi ne-am gândit, haideți să facem un obicei de șezătoare. Pentru că trebuia să participăm cu el și te verifica și nu puteai să mergi cu orice. Și atunci am făcut o șezătoare foarte frumoasă, foarte bine ne-a ieșit. Avem și câțiva bărbați așa mai posnași care știau deci din comună glumele și așa. Și foarte, foarte, foarte bine ne-a ieșit. Și atunci și o televiziune, nu se spune, o televiziune ne-a invitat, a fost aici și a filmat. Și după aceea ne-au invitat la dânsii și tare, tare mulțumiți au fost. Cred că aș vrea acum să facem această comparație între trecut și prezent. Cum vedeți diferențele acum? Cum vedeți tot această schimbare în lumea folclorului în general? Tinerii mai preiau de la oamenii în vârstă, așa cum erau tradițiile, obiceiul, cântecul, dansurile, sau se duc mai mult către nou? Depinde. Depinde de tânăr care încearcă să facă numai comercial, ăia să ducă spre nou, care trece, care au ceva mai mult în cap, atunci merg și în spate și mai culeg folclorul și din sate și jocurile populare din sate. Chiar am văzut acum într-o zi la ceva post de televiziune de la Bahnia, șezătoarea de la Bahnia. Vai, ce mult mi-a plăcut femeile aia în vârstă, portul lor frumos de acolo și cât de active erau la șezătoare. Și e frumos să preiaie tinereștea și cei ce-au fost înainte, să ducă tradiția mai departe. Că dacă ne lăsăm tradițiile și cântecele noastre, alea vechi, atunci ne pierdem. Doamna Maria, eu vreau să vă mulțumesc că astăzi ați fost alături de noi și sperăm să ne revedem. Poate așa în viitor o să venim și noi pe câmpie să vedem acea șezătoare. Să ajute Dumnezeu cu mare drag. Cu mare drag. Mulțumim frumos! Dragii mei, am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi cu o poveste interesantă despre tradiții și despre obiceiuri de aici, de pe câmpie, din județul Mureș. Eu îmi iau la revedere acum și vă aștept și săptămâna viitoare!